În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel. Frați creștini, Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, la Cartea a doua a Regilor, citim o întâmplare minunată. Sfântul proroc Elisei murise și fusese îngropat, dar acest bărbat ales și sfânt al lui Dumnezeu își arăta puterea sa și după moarte, căci într-o zi a fost aruncat în mormântul lui trupul unui om mort. Atunci un lucru mare s-a împlinit. Când s-a atins mortul de oasele sfântului Elisei, îndată a căpătat viață și a înviat. Întâmplarea aceasta biblică are un mare tâlc și de mare preț pentru viața noastră. După cum s-a sculat din moarte cel ce s-a atins de trupul omului lui Dumnezeu, așa se trezesc din nepăsare, din amorțeală sufletească și din gheața necredinții inimile noastre când le punem în legătură cu Sfinții Bisericii. Dacă privim cu atenție la viața Sfinților și la sfârșitul vieților, ne minunăm de mulțimea virtuților lor, de ostenelele pe care le-au făcut și mai ales de sfârșitul lor încărcat cu tot felul de bunuri cerești. Credința, faptele și ostenelele lor au darul să ne învieze sufletul nostru amorțit, să ne dea un curaj neînfricat, să ne îndemne la împlinirea datoriilor noastre de creștini, să ne transforme într-o viață nouă și din moartea sufletească să ne facă vii pentru Hristos. Toți Sfinții lui Dumnezeu au trăit și au avut de luptat în lumea aceasta în diferite feluri. De aceea ei știu și cunosc luptele noastre. Așa de mult ne mișcă și pe noi și ne emoționează fapta lepădărilor de sine, jertfirea vieții lor pentru slava lui Dumnezeu și binele aproapelor. Ei și-au dat seama că fără de lepădare de sine nu se poate înainta în viață duhovnicească. Toți sfinții au înțeles glasul Evangheliei lui Hristos care zice: cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Ei au înțeles că numai așa pot fi ucenici ai lui Iisus, numai așa pot lupta cu putere împotriva răului, prin lepădarea de sine, prin lepădarea poftelor trupești, a eului, a pornirilor dobitocești. De aceea ei n-au pus niciun preț pe trup, căci este trecător, muritor, și au cunoscut valoarea cea mare a sufletului. Au pus bază pe suflet de lucru cel nemuritor. Au luat în serios cuvintele Domnului Hristos care zice: ce va folosi omul de va dobândi lumea toată și își va pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Nimic, pentru că nici lumea întreagă nu poate răscumpăra valoarea unui singur suflet. Iată punctele de vedere deosebite după care se judecă valoarea omului. Unii văd în om o mână de țărână, unii văd în el numai un braț de muncă, alții văd în om un robot care se conduce și se manevrează ca o simplă mașină. Învățătura Domnului Hristos, religia creștină, vede în om chipul lui Dumnezeu. Mărgăritarul cel prețios, mai scump decât toate valorile lumii. Valoarea omului nu se poate cunoaște după chipul lui de lut, după greutatea lui materială. Omul nu se măsoară nici cu metru, nici cu kilogramul. Dacă îi judecăm valoarea numai după făptura sa animalică, vedem că
nu prețuiește prea mult pământ și pulvere. Pământ ești și în pământ vei merge, a zis Dumnezeu, pentru trup. Un mare bărbat de știință a cercetat cam ce valoare are corpul omenesc și a constatat că un corp în greutate de 65 kg conține 45 kg de apă și grăsime, din care s-ar putea fabrica 7 kg de săpun. Conține cărbune pentru 900 creioane, fosfor pentru 2500 chibrituri, fier pentru un cui mai mare, var pentru a se spăi câțiva metri de zid, puțin magneziu, sulfur și sodiu și altele, care abia toate se ridică la valoarea de câteva mii de lei. Iată deci cât de puțin prețuiește trupul față de suflet. Trupul omenesc valorează chiar mai puțin decât unele animale, căci unele piei de animale sunt mai prețioase ca pielea omului. Blana, grăsimea sau oasele lor, animalelor, sunt mai scumpe decât hoitul omului. Omul nu se poate înțelege și defini dacă se gândește numai la corpul lui, la viața lui desfășurată pe plan material. Omul nu este numai floarea naturii, cum cred materialiștii. Omul este regele lumii, ființa cea mai aleasă care alcătuiește în sine elementele lumii materiale și spirituale. Omul este floarea creațiunii, prin sufletul său creator, liber și nemuritor. Prin suflet se ascunde valoarea cea mare pe care o are creștinul și o pune în cumpănă cu valoarea și greutatea lumii întregi. Cum aș putea eu să cred că Dumnezeu a luat un pumn de noroi și a făcut din el un om, întrebă un necredincios pe un păcătos convertit la credință? Păcătosul credincios răspunde, foarte adevărat, cum așa? Uite, privește la mine, iată, eu eram un pumn de noroi mai înainte de a mă întoarce la credință. Iar după ce Dumnezeu a coborât harul său cel sfânt asupra mea, am ajuns și eu un om adevărat, un om viu, un om care îmi cunosc valoarea sufletului meu. Și de acum trăiesc într-o strânsă legătură prin rugăciune și viață sfântă cu Creatorul meu, Dumnezeu. Acum sunt viu și știu ce am de făcut. Vedeți? Așa au fost toți sfinții. Ei au cunoscut valoarea cea mare a sufletului și au început să lucreze pentru el, pentru salvarea lui. Și harul Dumnezeu s-a coborât în viața lor, iar după moarte Dumnezeu a binecuvântat și trupul la acești sfinți, dându-i puteri binefăcătoare și trupului și bine mirositoare și împărțitoare de tămăduiri sufletești și trupești celor din jur, cum sunt atâtea sfinte moaște ale sfinților și în țara noastră. Atunci a căpătat valoare și trupul, când a fost înțeles sufletul și când l-a lăsat să lucreze cu harul ceresc și pentru el și pentru trup. Așa a fost și sfântul ierarh Visarion, a cărui prăznuire o facem astăzi. Insuflat cu râvnă dumnezeiască și credință puternică din frageda copilărie, a început să înalțe rugăciuni către Dumnezeu și să dorească a fi cât mai aproape de el. După ce s-a făcut călugăr de tânăr și a trecut prin toate treptele ierarhiei bisericești, a fost pus episcop al Elasonului și Domenicului. Viața acestui mare ierarh a fost împodobită în chip deosebit cu bunătatea inimii, căci a fost un erou al binefacerii și al milosteniei.
El știa că milostenia este cheia cerului și vasul darului, arhura mântuirii, temelia speranțelor, mijlocul iertării păcatelor, sau cum numește Sfântul Ioan Gură de Aur, milostenia este regina virtuților. Sfântul Mitropolit Visarion era convins că milostenia are aripi mari care traversează văzduhul, spintecă cerul și face rugăciunile noastre să fie auzite înaintea tronului lui Dumnezeu, căci prin milostenie se duc mai repede. Inima lui bună s-a plecat cu duioșie și dragoste părintească asupra sărăciei și nevoilor oamenilor. Căci nu era sărac să nu fie ajutat, nu era necăjit să nu fie mângâiat, și tot felul de fapte de milă sufletească și trupească făcea acest mare suflet al lui Dumnezeu Visarion. Căci mulți creștini care căzuseră robiți de turci și de alte neamuri au fost răscumpărați de Sfântul Visarion în vremea aceea. Viața lui sfântă, blândețea și răbdarea lui i-a uimit chiar pe vrăjmașii și prigonitorii lui, căci a avut și mulți prigonitori și mulți pismași. Faptele lui minunate vorbesc până în zilele noastre, căci în apropierea localității lui de naștere a zidit o mănăstire unde se slujește de către călugări și unde zilnic își găsesc alinarea o mulțime de suflete la racla unde se păstrează sfintele lui moaște. Pe când era în viață Sfântul Ierarh Visarion, a vizitat țara noastră românească, pentru că el a fost de neam grec. Orașul București a fost vizitat de Sfântul Visarion de când era în viață, țara noastră și orașul Buzău, pentru strângerea de ajutoare a creștinilor săraci și călugărilor din mănăstirea zidită de el, numită Duscu. Așa reiese din sinaxarul grecesc și după tradiție, căci biserica Banului din Buzău și altele erau în strânsă legătură cu Sfântul Visarion și cu mănăstirea lui din Grecia. Creștinii români din vremea Sfântului Visarion aveau o mare evlavie la rugăciunile pe care le făcea Sfântul. Probabil că multe minuni a făcut Sfântul, chiar fiind el în viață. De aceea, mai târziu, când în țara noastră s-a ivit boala ciumei și se cera fără milă multe suflete, și-au adus aminte românii de puterea izbăvitoare a Sfântului Ierarh Visarion și-au cerut sfintele lui moaște să vină în țara noastră. Istoria ne păstrează localitățile pe unde au umblat moaștele Sfântului Ierarh Visarion. În primul rând au fost aduse în București, la mănăstirea Văcărești, la Târgoviște, la Buzău, județile Vlașca, Telorman și Olt, și aproape în toată țara românească moaștele Sfântului Visarion au fost duse străbătând sate și orașe ca să izbăvească lumea de boala cea grozavă a ciumei care se încuibaseră atunci. Și într-adevăr, mari sunt minunile lui Dumnezeu care le lucrează prin sfinții săi, căci peste tot se făceau tămăduiri de această boală periculoasă. Iată deci că trupul mort al unui sfânt, în care a locuit Duhul lui Dumnezeu, a ajuns să fie atât de folositor pentru lume, așa cum am amintit la început de Sfântul proroc Elisei. Creștinii, ca drept recunoștință, au zidit biserici cu hramul Sfântului Visarion. I-au pictat chipul și îl au în casele lor cu mare evlavie. Mulți creștini din vremea aceea puneau copiilor la botez numele Sfântului Visarion. Faptele lui minunate făcute în viață, minunile lui făcute peste tot pe unde a umblat și mai ales în țara noastră, ne dovedesc că a fost un mare iubitor de Dumnezeu
și că Dumnezeu l-a îmbogățit și l-a învrednicit de mari daruri și pe pământ și în viața veșnică. Sfântul ierar Visarion s-a mutat către Domnul la 15 septembrie anul 1541, în vârstă de aproape 50 de ani. Moaștere lui izvorăște bună mireazmă și fac mari minuni până în zilele noastre. El ocrotește pe cei ce îl cheamă în rugăciuni și mai ales pe cei ce se luptă să trăiască după legea și poruncile Domnului. Ne cunoaște toate supărările noastre și vine în ajutorul nostru, în bisericile și casele unde se cinstește numele Preasfinției sale, aducându-ne darul tămăduirilor, pace, liniște și mulțumire sufletească. Și mai ales ne îndeamnă stăruitor să fugim de ciuma păcatelor, căci boala aceasta este mult mai periculoasă, fiindcă păcatele distrug și sufletul și trupul. De asemenea, tot astăzi mai prăznuim pe Sfântul Marele Mucenic Nichita, care se tâlcuiește biruitor, un mare și vrednic ostaș al lui Hristos, care a păzit dreapta credință și a fost botezat de Teofil, episcopul goților, în numele Sfintei Treime. El era de neam mare în pământul țării noastre, Dacia. Pe mulți a adus la dreapta credință și văzând cum călăii chinuiesc pe creștini, Sfântul Nichita s-a făcut apărătorul lor și a mustrat cu asprime pe călăul Atanaric, dar în schimb acest nelegiuit l-a omorât și pe Sfântul Nichita prin chinuri grele. Creștinii însă n-au încetat să-i păstreze amintirea de atunci până în zilele noastre, prăznuind cu mare laudă ziua morții lui la 15 septembrie, odată cu a Sfântului ierar Visarion de Larisa. Toți Sfinții lui Dumnezeu, cât au fost pe pământ, au fost niște oameni morali, au cunoscut, au iubit și au trăit morala creștină. Ei au înțeles și au pus în practică învățătura Mântuitorului. Le-au intrat în adâncul inimii cuvintele Mântuitorului care zice: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Sau cum lămurește mai bine apostolul Iacov: precum trupul fără suflet este mort, tot așa este moartă credința fără fapt. Sfinții au trăit morala creștină care se bazează pe Evanghelia lui Hristos, morala învățată de Mântuitorul Iisus Hristos, pe care însuși El a trăit-o în fața oamenilor. Ea are harul binefăcător asupra omului care o învață și o trăiește, să-l facă fiu al lui Dumnezeu și moștenitor al împărăției cerurilor, să ajungă la desăvârșire, la sfințenie, curățenie și îndumnezeire. De aceea numai cei ce au pus bază pe morala creștină au ajuns sfinți, contopindu-se cu Dumnezeu printr-o unire a sfințeniei. E singura morală vrednică de urmat, fiindcă întemeietorul ei este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Au fost și alți întemeietori de morale și chiar religioase, dar fiind numai oameni, nu ca Domnul Hristos Dumnezeu, moralele lor sunt pline de greșeli, lipsite de puterea de a-L ajuta pe om să cunoască și să găsească pe Dumnezeu, sau să găsească liniștea sufletească măcar. Ei n-au putut să păzească nici slabele lor morale pe care le-au lansat în lume. Aceștia au fost Buddha, Mahomet, Zoroastru, Socrat, Confucius. Învățătura morală creștină este venită de sus, de la Dumnezeu. De aceea are puterea să-L ridice pe om sus la Dumnezeu, pe când celelalte morale sunt scornituri omenești care îl leagă pe om tot de pământ și de cele pământești. Iar altele chiar îl trage afundându-l în păcate și prin păcate în chinurile iadului, căci unde poate duce brutalitatea, cruzimea
sensualitatea, egoismul, iubirea plăcerilor păcătoase, decât la dezastru sufletesc și trupesc. La întunericul cel mai din afară și la tatăl întunericului, Satan. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru sfânta lui învățătură, după care au trăit sute de milioane de creștini și după morala aceasta creștină se călăuzește la ora actuală câteva sute de milioane de făpturi omenești. Această morală creștină este organul spiritual, sunt aripile pentru înălțarea omului mai presus de el însuși, mai presus de viața de târătoare și de orizonturi mărginite. Această morală creștină îl conduce pe om prin răbdare, resemnare și speranță până la devotament și sacrificiu. Nici o morală filosofică sau culturală, artistică și literală n-au putut și nu va putea să ajute lumea să se facă mai bună, mai blândă, mai curată, mai milostivă, mai liniștită, mai sfântă decât morala creștină, învățătura trăită după bătrâna Evanghelie a lui Hristos, a Fiului lui Dumnezeu. După ea au mers primii creștini, sfinții. Pe ea, pe aceasta au trăit-o și au căpătat aripi cu care au zburat către ceruri la Creatorul nostru Dumnezeu. Acest îndemn îl dă și Sfântul Fisarion de astăzi. Aceste sfaturi pământești ni le dau sfinții zilei de astăzi și toți sfinții pe care îi prăznuim noi creștinii ortodoxi. Căci dacă nu trăim după morala creștină și dacă nu ascultăm de Evanghelie, nu ne putem mântui sufletul, lucru cel mai principal de făcut de om. Și dacă ne-am pierdut sufletul, care este nemuritor, nu mai avem ce pierde. Am pierdut tot. Valoarea sufletului înaintea lui Dumnezeu este mai de preț ca orice în lumea aceasta, ca toată lumea, ca tot aurul și argintul și toate bogățiile lumii. Trupul acesta este trecător. Ca mâine vine sfârșitul lui și trebuie aruncat într-o groapă să nu se mai vadă. Dacă vom mai avea și noi parte măcar de vreo groapă. De aceea zice Sfântul și Fericitul Augustin, voi plângeți un corp, un trup fără suflet, dar de ce nu plângeți un suflet fără Dumnezeu? Voi plângeți un trup din care a ieșit viața, dar nu vă plângeți pe voi că l-ați pierdut pe Dumnezeu să vârșim păcate. În acest înțeles zice și înțeleptul Sirah, plânsul pentru cel mort să fie 7 zile, iar pentru cel necredincios toate zilele vieții lui să-l plângi, până vine la credință. Așa că avem cam mulți de plâns pe mulți. Pe bună dreptate, zic sfinții, să plângem pe necredincioși și pe iubitorii de patim rele și urâte. Căci, vai, câte lacrimi se varsă de pe urma bețivilor! Ce foc și jale se află în casa unde locuiește un bețiv! Vai de copiii și de femeia lui, vai de părinții lui, de vecinii și rudeniile unde este un astfel de om căzut! Câtă suferință și durere lasă în lume o femeie desfrânată, care strică multe case, lăsând copii pe drumuri în voia soartei. Acum nu mă mai mir de ce Dumnezeu însuși dăduse poruncă lui Moise ca astfel de femei să nu fie iertate și omorâte cu pietre când vor fi prinse în păcatul desfrânării. Fiindcă nu era altă scăpare decât moartea, să piară, să dispară o astfel de femeie decât să strice atâtea case să rămână copilași pe drumul. Ce deosebire mare este între oamenii iubitori de plăceri și păcate și oamenii care au iubit virtuțile, creștinii care au trăit morala creștină
Ce distanță mare este între unii și alții! Adevărat ca de la pământ la cer, sau mai bine zis ca din fundul iadului la cer. De aceea să ascultăm și noi sfaturile părintești ale sfinților și să iubim virtuțile creștinești spre binele vieții noastre, celei sufletești și trupești. Fiindcă cei ce au păzit legile lui Dumnezeu au avut numai de câștigat și în viața aceasta, căci au trăit foarte frumos, au fost feriți de multe rele, n-au ajuns în pușcării, n-au ajuns în spitale de nebuni, n-au ajuns în multe răutăți, ci au avut și o mare mulțumire sufletească pe care nu o poate da nimeni decât o conștiință împăcată cu Dumnezeu. Și această conștiință care este judecătorul în noi nu se poate împăca niciodată cu viciile și cu păcatele murdare, ci numai cu rugăciune, cântare și slăvirea lui Dumnezeu, cu viață curată și cu fapte bune spre slava lui Dumnezeu și spre binele aproapelui. O, Sfinte Părinte și Mare Ierarh Visarion, cel ce ai primit dar de la Dumnezeu să vindeci boala ciumii, a lingoarei și a altei boli, vindecă și sufletele noastre cele bolnave de păcate, de viciile și de toate frigurile cele blestemate care s-au încuibat în el. Și așa cum ai vizitat țara noastră când ai fost în viață, vino iarăși printre noi, vino în mijlocul nostru, Părinte, și mângâie-ne pe toți în toate necazurile, suferințele și bolile noastre. Împacă pe cei învrăjbiți, liniștește pe cei puțin credincioși, iar pe cei necredincioși adu-i cu darul lui Dumnezeu înapoi la casa Tatălui Ceresc. Și roagă-te neîncetat pentru progresul creștinilor și pentru mântuirea noastră a tuturor și a acestor creștini ce s-au adunat aici. Amin.